Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, după caz. Întâi de toate, vă mulțumesc că ați revenit pentru o nouă povestire. Astăzi urmează ultima povestire din cartea cu numele Bărbații sunt niște porci, a regretatei Rodica Ojoc Brașoveanu. Povestirea se numește Prima noapte albă. Sper să vă placă. Și oricum după aceasta vor urma alte cărți ale Rodica Ojoc Brașoveanu, cărți care, din ceea ce știu eu cel puțin, în online se găsesc puțin tel mai greu, așa că sper din suflet că vă voi atrage curiozitatea și că veți reveni pe canalul meu. De asemenea, vă invit să vă abonați, vă invit să dați click pe clopoțel pentru a putea fi notificați de câte ori postez o nouă povestire. Eventual să-mi lăsați un comentariu și un like dacă povestirea vă va fi pe plac. Povestirea se numește Prima noapte albă și este, așa cum spuneam, ultima povestire din cartea Bărbații sunt niște porci. Deci, să începem. De unăzi a trecut pe la mine o nepoată de văr, exponent al generației disco, așa cum întâlnești pretutindeni cu mici variațiuni pe temă, desigur. 19 ani, studentă, vestimentație din piele, puzderie de capse și fermoare, părul în țepi de arici, avertizând parcă pericol de electrocutare, buze albastre în culoarea levănțichii și, bineînțeles, inconfundabilul aer de siguranță de sine, o siguranță de nezdruncinat, definitiv instalată, lumea e a mea, pe toate le știu, Bubulina mă cheamă și cu nimeni n-am treabă. Din primul moment am constatat că ceva nu e în regulă, dar m-am mulțumit să observ întreagă. Arăți foarte bine și chiar arăta. Îmi place cum îți stă cu rujul ăsta. Te avantajează. Serios? Tata m-a întrebat dacă am înghițit cianură. Taică tu! Pe mine m-a întrebat de sineală, acum vreo 30 de ani. Îmi făcusem sprâncenele bleu. Tocmai mă întorsesem de la mare și pe fața bronzată dădeau foarte bine. După cum vezi, nimic nou sub soare. Tu-mi pari însă cam obosită. Parcă n-ai fi dormit destul. Andreea a oftat până în adâncul sufletului. Chiar n-am dormit de 2 nopți. Cosmin mă înșală. Ca să-i fac plăcere, m-am arătat consternată. Ei, lasă-mă! Cum poți fi atât de sigură? În sinea mea însă am gândit, pagubă în ciuperci. Cosmin, în viziune personală, e o macaroană deșirată, cu nas mare, plete slinoase și crăcănat pe deasupra, care după cum pășește și se comportă, se crede Superman. Printre sughițuri, mi-a relatat timp de un ceas o poveste care încape în câteva rânduri. Nu s-au întâlnit sâmbătă seara, Cosmin pretizând că lucrează cu un coleg la un proiect important care trebuie predat chiar luni. Ghinionul lui Cosmin, o prietenă de Andrei, l-a văzut în aceeași seară la discoteca Why Not, dansând în draci cu o babă de vreo 25 de ani. Am încercat să o calmez, discută cu el, vezi ce spune, lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi. În sfârșit, textele care se recită îndeobște în situații asemănătoare, dar Andreea mi-a retezat-o hohotind. Voi nu mă puteți înțelege, faceți parte din altă generație, lucrurile s-au schimbate când erai tu fată mare. Altele sunt relațiile de dragoste, altfel se manifestă, alta e esența la noi, totul e total. Ei, te înșeli, scumpo, în materie de un băiat iubea o fată, nimic nu s-a schimbat. Aceleași doruri, aceleași dulci suferințe, patimi, gelozii, vise. S-a schimbat doar ambalajul. Alt machiaj, altă muzică, alte dansuri la modă, mașini în loc de motocicletă. Andreea mi-a îndreptat o privire sarcastică. Serios? Nu tu mi-ai povestit că pe primul tău soț, prima ta dragoste, l-ai cunoscut în septembrie, a îndrăznit să te ia de mână la cinema la sfârșitul lui noiembrie și te-a sărutat prima oară abia de Crăciun? Dacă îi povestești cuiva asemenea năzdrăvănie... Ne-am cunoscut chiar pe 2 sau 3 septembrie, început de an universitar. Împlinisem de câteva zile 16 ani, scăpasem definitiv de matematică, eram studentă, aveam niște sandale cu barete trăsnet și prima pereche de ciorapi nylon din viață. Cine mai era ca mine? Nu cunoșteam pe nimeni, încă nu eram familiarizată cu arhitectura clădirii și încercam stângace să mă orientez printre sutele de studenți care umpleau coridoarele. Râsete, turbulența veselă specifică regăsirii după 3 luni de vacanță, apostrofării cu voce tare, nelipsita garagață caracteristică evenimentului. Conform cu unii, dar asta aveam să o înțeleg ulterior, studenții din anii mai mari, veteranii sau os bătrân,
alcătuind mici grupuri, ieșiseră la vânătoare trecând în revistă bobocii. Mai exact, boboacele. Se dădeau note, se alcătuiau clasamente, după care urma agațamentul. Ținea sau nu? Tot cu ochii pe tăblițele care indicau amfiteatrele sau sălile de seminar, m-am trezit înconjurată de patru flăcăi. Printre ei se afla și B, cel care avea să devină soțul meu. Nu mi-amintesc pretextul sub care m-au abordat, știu doar că am răspuns arogant și ermetic. Dăm astfel curs povețelor lui fratemiu, expert în materie, îmi ziceam, fiind cu 5 ani mai mare și bărbat de incontestabil succes. Toată chestia, îmi spunea el, e să te lași greu. Tot ce obții ușor, n-are valoare. Să te roage în genunchi să te duci la o întâlnire. Înțelegi, ca și cum i-ai acorda o favoare. B, în anul 4 pe atunci, era considerat drept unul dintre cei mai frumoși băieți din facultate, multe voci decretându-l chiar cap de afiș. Era foarte special, o figură de Otelo, cu minunați ochi verzi și o dantură strălucitoare. Aducea puțin cu Harry Belafonte, al cărui repertoriu îl interpreta cu mult suflet, căci peste toate, B mai cânta la chitară și bătea step ca un profesionist. Trăgând linie, ar fi suficient ca să sucești mințile unei uițe neprihănite, îndrăgostite de Red Butler și Gică Petrescu. Iar fițele, cum le zicea mama, îl făceau de-a dreptul irezistibil. De pildă, în perioada idilei platonice, când încă nu acceptasem să ieșim împreună, unul sau altul de-ai casei găsea câte un buchet de flori anonim agățat de ușa apartamentului. Asta într-o tristă vreme și contemporanele mele precis își aduc aminte când florile căzuseră în desuetitudine alături de galoși, ghete, căciulă, pălărie și umbrelă. Purtătorii erau descalificați, iar eticheta necruțătoare. Niște lăbari! Dar prima întâlnire, în sfârșit prima întâlnire acordată după 83 de zile de eschive, fratemiu îmi dăduse ok-ul într-o seară de toamnă târzie. Avusesem 2 seminarii după amiază și B mă aștepta în holul facultății. Eram amândoi stângaci din cauza emoției și, tocmai pentru că evitam atingerile, să nu-și închipuie că, așa și pe dincolo, ne ciocneam la fiecare pas. Pardon a constituit cel mai folosit cuvânt din prima noastră conversație, să-i zic față în față. Dar fița surpriză abia urma. Făcuse rost de 2 bilete la premiera filmului Alibaba și cei 40 de hoți cu Fernandel. Un adevărat eveniment cinematografic în acei ani bombardați de filme sovietice și producții lamentabile ale țărilor din lagărul socialist cu care întrețineam relații frățești. Filmul rula la clubul fabricii de ciorape Adezgo, aflat în apropierea cimitirului Belu. Când am ieșit din încinta facultății pe bulevard, B a oprit un taxi. Eram topită, deci nu cu tramvaiul 15 care ducea la Belu, ca troglodiții, ci cu mașina, ca boierii. N-am înțeles mare lucru din film, l-am revăzut peste ani la televizor, dar râdeam, pentru că râdea toată lumea și încercam să-mi ascund nervozitatea chițăind. Pe urmă, cam la jumătate de oră de când se stinsese lumina în sală, am simțit că-mi caută mâna. De emoție, tremuram, ba mai și începusem să transpir. Mă sufocam de jenă, având impresia că i-am pus în palmă o porție de piftie. M-a condus acasă tot cu taxiul. Peste aproximativ o lună, în seara de ajun a Crăciunului, pe care o petreceam la o colegă de-a lui, dansând cam parasita, m-a sărutat prima oară. Cast! Când iubești, totul ți se pare formidabil. Oamenii din jur, strada, întreaga fire, îți surâd cu bunăvoință, conlucrează la fericirea ta. Îmi va rămâne veșnic în minte vacanța studențească de iarnă petrecută la Gârbova. Sunt o talentată antisportivă, de când mă știu amoroare de orice efort fizic, cel mult îmi place să stau la televizor să-i ved pe alții cum se zbuciumă. Drumul până la cabană mi s-a părut un coșmar, deși B mă debarasase de rucsac și schiuri, pe pistă eram o catastrofă, de parcă aș fi avut 2 picioare de stângul, iar condițiile de cazare, oribile. O încăpere enormă, unde din pricina frigului dormeam îmbrăcați vreo 30 de inși pe priciuri alăturate. Da, dar în schimb luna era dolofană, roșie ca aurul turcesc și atât de aproape că-ți venea să întinzi mâna să o culegi, iar puzderia de stele beteală deasă, cum n-aveam să mai întâlnesc decât peste ani, pe cerul Alabamei. Încălziți de dansul care prelungea serile până târziu în noapte, ieșeam să facem câțiva pași în jurul cabanei. Nu uiți scrâșnitul zăpezii pe sub bocanci, desmierdarea aspra gerului sticlos pe obraji încinși, surâd amintindu-mi jurămintele înfocate,
împletite de amândoi cu nestrămutată convingere. Exact ca în romanțe, ele mai există într-un sertar cu fosile pe care nu mă îndur să le arunc. Ca și amintirea nopților divine de la Gârbova, mereu inocente, dormind strâns îmbrățișați în hanoracele noastre înghețate scoarță. Mama nu agrea idila. În primul rând, îi se părea că sunt mult prea tânără ca să mă angajez și nici el destul de copt, chiar dacă era cu 5 ani mai mare. Considera neserios ca un bărbat să se însoare înainte de 30 de ani, adică înainte de a-și face un rost pe care să te poți bizui, înainte ca el să știe ce vrea cu adevărat. Tradus, până să ajungă la primărie, trebuie să consume câteva experiențe amoroase, mai bine înainte decât după, de vreme ce ele intră în legea firii, dobândând astfel termen de comparație. Ca să apreciez mătasea naturală, trebuie să fi încercat și stamba, iar ca variantă culinară puneam vis-a-vis mămăliga cu magiun și diafanul cataif. În al doilea rând, Bei se părea inadmisibil de frumos. Pe unul ca ăsta tabără femeile singure, nu trebuie să miște un deget și nici măcar nu-i vinovat. Reziști odată, reziști de două ori, da, nimeni nu-i sfânt. Aici mie-mi sărea țandăra. Explodam chibrit aprins la pulberărie. Adică ce? Eu nu sunt frumoasă? Sunt superbă! În privința aceasta, mama încerca însă unele îndoieli și nu odată am auzit-o declarând prietenelor. Am un băiat frumos și o fetiță drăgălașă. Mă minunam în sinea mea, îmi ziceam că biata de ea e chioară. Idila noastră a continuat, evoluând între parametri și pe clișee clasice. Castan și salcâmii floriți, trandafirii de la șosea, filme, inegalabilele seri de mai, jucării caragioase de pluș, Monjardin și Zisu, azi demolate, când câștiga la poker, plimbări lungi pe cheiul Dâmboviței, inevitabilele proiecte îmbujorate și înaripate. Deși începuse sesiunea de vară și amândoi eram genul de studenți care trebuie să tragă tare la examene pentru a desțeleni materii uneori absolut virgine, continuăm să ne vedem în fiecare seară în program obișnuit. Era un iunie amețitor cu aromă densă, grea, de tei în floare, o aromă atâțătoare care te urmărea pretutindeni, iar noi nu izbuteam să ne desprindem unul de celălalt. Mai aveam însă atâtea și atâtea cursuri de parcurs, era deja 10 seara, încă un tur până la colțul străzii și gata. Mai merge unul, o să iau o cofeină, nu uita la 12 fix, steaua noastră. Adică prima de pe latura cea mai lungă a carului mare. Banal, desigur, miliarde de îndrăgostiți au comunicat, comunică de când lumea în la fel, dar frumos. Un frumos gingaș, naiv, desăvârșit ca în cărțile poștale ilustrate de odinioară, mult termen de comparație. Ca să apreciez mătasea naturală, trebuie să fi încercat și stamba, iar ca variantă culinară... se repetă în carte. Ok. Acum. Continuăm. Andreea nu fumează, totuși aprinde o țigare, așa, de fason. Buzele albastre se asortează cu cearcănele. Ansamblul are fatal, plus o nuanță de pervers care intrigă. Cine gustă genul sofisticat e servit după plăcere, declară visătoare. E ceva în ce spui tu, apropo de nimic nou sub soare. Și mie mi-a făcut cadou animale de pluș și noi avem steaua noastră, Cosandra, ceva mai sus de Luceafăr. Cosandra? Nu cred să fie auzit, dar sunt atâtea lucruri despre care n-am auzit. Noi am inventat numele, o combinație între Cosmin și Andreea. Asta sună deja mai original, nu mă îndoiesc că aveți și un cântec numai al vostru. Așa e, râde, only the only. Noi eram mai romantici, ceea ce nu schimbă esența lucrurilor. My way cu Sinatra. Mă întreabă pe neașteptate. Tu consideri că partenerii trebuie să rămână caști până în noaptea nunții? Scumpa mea, eu una nu m-am mai măritat de mult. Nici n-am intenții în acest sens. Așa că problema nu mă preocupă. Oricum însă, mi se pare absolut lipsit de fascinație ca după niște ani de concubinaj să duc la primărie o legătură uzată din punct de vedere sexual. Tot ce a fost mai frumos, mai înfiorat, mai palpitant, s-a consumat. Au rămas doar ratele la casă și mobilă. Nu te supăra, dar ești complet depășită. N-am afirmat că fac parte din generația războiului din golf. De fapt, am plecat de la cu totul altceva. Fie dantelă și menuet, fie blu și rap, lucrurile au rămas în esență aceleași. Sâmbătă seară, ora 6:30, randevu ca de obicei cu B în fața fostei operete. Aici au fixat întâlnirile timp de mai multe generații toți tinerii din cartier. Aici, sau 20 de metri mai departe, la coana Zoe, o fântână cișmea ridicată în amintirea Zoei la Hovari. Pe locurile respective, chelite de demolări,
se traversează Ascheiul Dâmboviței spre Calea Victoriei. M-a luat de braț, încă un gest de suet, brațoleta n-o mai întâlnești în peisajul contemporan decât la cuplurile bine sărite de 60 de ani. Tinerii sau se țin de gât, de funduri sau, acolo unde idila și-a pierdut din prospețime, nu se mai țin de nimic. Pășesc pur și simplu alături. Spre surprinderea mea, am luat drumul cheiului. Era plimbarea noastră obișnuită în serile când nu aveam bani nici măcar de un film sau timpul ne presa. Orice s-ar fi întâmplat însă, pentru sâmbătă seara, rezervăm ceva special, adică cel puțin o ieșire la cofetăria Albina de pe Academiei, unde trăgeam cât se putea de un coniac, vodka a început să se poarte mai târziu și o ceașcă de cafea. Mi-am închipuit că n-are bani, dar eram prea timidă pe atunci și îmbibată de prejudecăți. Când simți că unui bărbat îi suflă vântul în buzunarele goale, te faci că nu observi, nu trebuie să-l pui în situații delicate. Așa că n-am comentat, n-am întrebat nimic. Simțeam totuși ceva în aer, el părea ușor tensionat, iar când scurtând itinerarul obișnuit am făcut cale întoarsă spre casă, mi-a fost limpede că intenționează să mă concedieze. Adică m-am uitat pe furiș la ceas, întâlnirea noastră avea să dureze cel mult o oră. Andreea mă întrerupe. Ești deformată profesional, mățica pe jeratic. Și care a fost chestia? Chestia era că venise maică-sa din provincie, de la vacanța de iarnă nu mai comunicaseră decât prin scrisori și se ducea s-o vadă. Părinții lui B locuiau la Timișoara și maică-sa venea cam de două ori pe an la București să-și vadă neamurile și băieții, adică pe B și pe cel de-al doilea fiu, student la medicină. Trăgea la o soră de-a ei, stătea circa o săptămână și cam asta e tot. De ce nu te-ai dus cu el? Mă știți, soapă? Chiar dacă m-ar fi invitat, aș fi avut atâta minte ca să refuz. În ce calitate să mă fi dus? Una din gagicile lui Fiusu? Pe urmă, eram suficient de intuitivă ca să-mi dau seama că după atâtea luni de despărțire, maica s-a preferat să fie singură cu familia, fără intruși. Ne-am despărțit, urmând ca B să mă sune a doua zi. Mă simțeam dezamăgită, fără ca să-i o fi arătat, și mai ales dezorientată. Era abia 7:30, lumină ca ziua, lungile seri de iunie, distracția abia acum începea, iar eu nu știam încotro să o iau. De învăța nici gând. Prea eram nervoasă și încă nu știam ceea ce aveam să practic cu succes mai târziu, că în orice legătură, indiferent de natura ei, n-ai voie să te bizui doar pe glonțul de pe țeavă, pe ultima săgeată din tolbă. E bine să ai întotdeauna o rezervă. Onestă însă și candidă, întrerupsesem toate relațiile. Nu mai răspundeam nici măcar unui avans, însuși gândul de a-l minți pe B, părându-mi odios. Peste un an mai aveam inocența de a-i mărturisi că l-am înșelat între ghilimele, și că trebuie să ne despărțim. Mă lăsasem sărutată de un alt băiat. Cum era și de așteptat, n-am găsit pe nimeni acasă. Ai mei erau la teatru, că despre frate meu june și superb, ce să mai discutăm? Avea probabil să se întoarcă în zori. Am deschis radioul sâmbătă. Programul 1 dădea muzică ușoară și de dans, iar pentru ora 20 era anunțat un recital Gică Petrescu. În sfârșit, prima veste bună din seara aceea. Viața e totuși frumoasă. Încă de pe la 12 ani, îmi închipuiam că sunt îndrăgostită de fermecătorul cuatragenar pe atunci, aveam toate discurile, ba chiar și partiturile șlagărelor lui de dinainte de război. Le tapase cândva mama la pian, apoi frate meu și chiar eu, cu multă stângăcie. Ploua în seara aceea, doamnă, ne-am întâlnit la Caprintr-o seară, Je t'aimerai, toate emanau puternic atmosfera Bucureștiului de altădată, de care, fără să-mi dau seama, eram deja marcată pentru toată viața. Soneria de la ușă de 3 ori, deci cineva de-i casei. M-am gândit să deschid cu entuziasmul unui naufragiat care zărește un colac de salvare. Un prag, vără meu, Mișu. M-am bucurat. De copil, Mișu a fost un simpatic și un pitoresc. Nu prin ceea ce spunea, ci prin ceea ce făcea. Din întâmplare, în familia mea au existat mulți trăzniți. Nu s-a ajuns niciodată până la ospiciu, dar numerele ne situau cu mult peste comun. Mai interesant e faptul că și colaterali, adică cei care ni s-au alăturat datorită verighetei, și-au adus din plin contribuția. Probabil că, totuși, cine se seamănă? Și asta timp de 3 generații, după care ochiul meu n-a mai putut pătrunde. Ne amuza nespus când ne întruneam în plen, cu ocazia aniversărilor sau a marilor sărbători, să facem și să refacem la infinit, în funcție de cele mai recente isprăvi, clasamentul nebunilor din familie de la 1 la 10. Mișu ocupa invariabil locul 2, primul revenindu-i de jure și de facto pe viață și post-mortem lui taică său. N-am întâlnit în viața mea o persoană cu atâtea hobby-uri ca vărul meu Mișu. Hobby-uri dense și de durate, fiecare în parte consumându-i decenii din viață. Enumăr în ordine amintirii arhitectura navală, șahul, boxul, pictura, limbile străine,
călătoriile, arta fotografică, motociclismul, muzica, diapozitivele, fără a avea pretenția că am fost exhaustivă. La vremea când se situează povestirea mea, predomina muzica. Avea o voce pedală bas pe care o lucra intens cu profesori costisitori. Visa și pe bună dreptate la o carieră în operă, dar după 12 ani de canto, constatând că, prea timid, nu îndrăznește să urce pe scenă, a renunțat. Dar asta s-a întâmplat mult mai târziu. În seara aceea de iunie însă, când eu așteptam în compensație și ca pe un desert recitalul lui Gică Petrescu, Mișu se afla pe culmile pasiunii, nu scăpa concert sau spectacol de operă, avea toate discurile lui Chaliapin, toată ziua vocaliza. Și mult mai târziu, prima nevastă avea să-l părăsească sătulă de regete, behăituri și, în general, muzică nasoală. Se băteau pe patefon și când Mișu i-a dat cu placa de pereți, sârba lui Ioatu, femeia a fugit ca din pușcă. Dar în seara aceea de iunie ne aflam încă departe de toate acestea. Am sunat într-o doar, am fost sigur că nu găsesc pe nimeni. Cum de ești acasă? Am avut întâlnire cu B, dar ne-am despărțit mai devreme, a venit maică-sa de la Timișoara. Și? Ei, bravo, nu s-au văzut de la Crăciun, era normal să se ducă, s-a dus și frate sau chestii de familie. Aha! Un aha plin de tâlc, care, pe moment, mi-a scăpat. Cât e ceasul? Avea o pabedă pe mână despre care am presupus că nu prezintă încredere și m-am uitat la mica pendulă de pe servantă. 8:10, ai vreo treabă? Figura ei s-a luminat brusc, căpătând o expresie de extaz. Pe programul 2 se transmite la 8 concertul filarmonic din Salzburg, în direct, un adevărat regal. Și a început să-mi înșiră o sumedenie de opusuri, baghetă și solo-uri de mare referință. L-am întrebat nedumerită. Și atunci, de ce n-ai stat acasă să-l asculți? La vremea respectivă, datorită unor probleme de familie, vărul meu locuia la unchiul al nostru, moșgenică. Nu pentru că era moș, ci pentru că în părțile de unde ne tragem, moldovenii o știu, unchiului, indiferent de vârstă, îi se spune moș, după cum fratelui mai mare îi te adresezi cu bădie. Asta cel puțin în epoca părinților noștri, iar noi preluaserăm apelativele. Nu-l știi pe moșgenică, la 7 voci americi, la 8 bebeșeu, la 9 chiolnu. Poate să cânte ca Rus, o poate să trâmbițeze Sfinții Arcanghel, Mihail și Gavril, nu schimbă postul. Și tu ce vrei acum? Păi am venit să ascult concertul la voi. Îți dai seama, e ceva unic. Și iar a început să-mi înșire nume și opusuri și pițicatul lipsite de semnificație pentru mine. Mai sunt doar câteva minute, te rog, schimbă postul. L-am privit oblic. Cred că ești într-o ureche. La 8 cântă Gică Petrescu. Are recital de jumătate de ceas. Mai ai când să-l asculți că-i toată ziua la radio. Mie tonul mi-ajunge... Și-am îmbrățișat aparatul. Un Philips 1935 de parcă ar fi fost Gică Petrescu în persoană. Ai, te rog frumos, plimbă ursul. Adică sacrifici un Mozart, un Paganini, un Chopin pentru mi-a șoptit o Viorea și Rochița cu puncte pe puncte? Închipuiește-ți! Deci nu vrei să schimbi postul? Nu! Sigur? La dracu doar vorbesc românește? Nu! Vărul meu m-a privit lung și a luat o pauză respirând adânc, pe urma izbucnit. Ei bine, zici că bee la maică-sa, vrei să spun eu unde l-am văzut acum jumătate de oră? Am intuit ceva rău și m-am desprins de radio, întrebând stins. Unde? La Ateneu Român, mai exact în spate, la intrarea artiștilor. Aha, și? Era într-un grup mai mare. Spune odată! Păi, bebelușul era cu o tipă blondă într-o rochie verde. O ținea pe după umeri. Și dacă mai vrei să știi, tipa înaltă, superbă și râdeau de se prăpădeau. Ce nu mai știu e cum a rămas cu radioul. L-am ascultat pe Gică Petrescu sau concertul de la Salzburg. Oricum, indiferent de ce aș fi ascultat, n-aș fi auzit nimic. Te-a văzut? No, era preocupat, n-ai decât să-l întrebi. Cu ei era și de. Și mi-a dat numele unui student de la teatru care avea să devină o celebritate. Alt cui în inimă, considerând că ar mai fi avut loc. Mișu a plecat acasă răzbunat, iar eu am rămas singură dinaintea unei lungi nopți albe. A fost prima mea noapte de insomnie. Prima și ultima din cauza unui bărbat, prima și ultima din miile de nopți nedormite pe care le am la activ. Andreea îmi suflă în obraz un fuior subțire de fum. De vreme ce abia după aceea v-ați căsătorit, înseamnă că l-ai iertat. Depinde cum o iei. În fond, cine era tipa în verde? O colegă de facultate, una, Geta, într-adevăr spectaculoasă. O știam. N-ai fost geloasă. Am început să râd gândindu-mă la incredibila mea naivitate din epocă. Nici gând să fiu geloasă pe o babă de aceeași vârstă cu el, o babă de 21 de ani când eu aveam 16. Hai că erai toantă, râde și Andreea.
Totuși te-a mințit, spunea că merge la maică sa. Da, dar în drum urma să ia și o mătușă de-a lor care locuia în apropierea Ateneului. Așa s-a întâlnit întâmplător cu grupul de colegi, a stat cu ei preț de o țigare, cam pe aici, nu mai țin minte toate amănuntele. Totuși, nu se lăsa Andreea, o ținea pe tipă de pe după umeri. Era un gest frecvent între colegi sau camarazi. Pe mine nu m-ar fi convins. Tu l-ai crezut? Îmi închipui că abia așteptam să-l cred. Iar tu vei face la fel, am completat în gând, dar am rostit cu totul altceva. Părerea mea e să nu te pripești. Ascultă-l întâi. Apropo, Cosmin știe că a fost văzut. Cici, vreau să zic, amica mea, pretinde că nu. Ea avea masă la etaj și n-a dansat din cauză că-și scrântise glezna. Perfect. Ai cea mai bună ocazie să te convingi dacă te minte sau nu. E de ajuns să-l întrebi cum a mers lucrul la proiect. Dacă știe că Cici l-a văzut, va inventa o poveste care să-i justifice prezența la discotecă. În caz contrar, nu va pomeni un singur cuvânt despre, să-i zicem, escapadă. În sinea mea mi-a părut rău pentru Andreea și preferat să nu dispună de un test atât de categoric. Puteam paria pe ultimul leu din casă către găleașul de Cosmin, știindu-se curat lacrimă, hoțul neprins, negustor cinstit, nu va sufla o vorbă despre ieșirea la Wainat, bombardând în schimb cu o grămadă de amănunte tehnice sau amuzante, neomițând numărul de cafele consumate legate de proiect. Andreea a plecat, promițând să mă țină la curent cu desfășurarea evenimentelor. Nu era chiar veselă, dar oricum părea mai senină. Au trecut câteva zile la rând fără să se întâmple nimic, ceea ce am considerat a fi un semn bun. Oamenii te caută și simt nevoia să confeseze, mai ales când sunt nenorociți. Cel puțin în materie de chagrin d'amour, verbul devine inepuizabil. Ceasuri și ceasuri de istorisire și reistorisire, interpretări, nuanțe, detalii despicate în 14, intenții și sensuri, argumente și întrebări fără răspuns, puzderie de nu știu dacă ți-am spus că, și-am mai spus-o cel puțin o dată, pe de altă parte, să nu uităm că, știi, atunci când am dat importanță, am uitat ce e cel mai important, poate că ar fi trebuit să, nu pot înțelege de ce, etc. Când fericirea însă, cu obraji învăpăiați și flori de cireș împletite în cosițe, îți dă din nou bună dimineața la ferești, limbajul devine laconic, comunicarea e simplu, enunțiativă, ca la urmează știrile pe scurt. Da, ne-am împăcat, îți povestesc când ne vedem, nu pot zilele astea, te caut eu săptămâna viitoare. Ce-i drept, m-a căutat, dar mult mai târziu, prin decembrie, luna cadourilor, chiar cu câteva zile înainte de Crăciun. Am zâmbit. Tinerii și închipuie că au descoperit primii trucuri vechi de când lumea și, în general, înclină să-i creadă pe alții mai proști decât sunt, în orice caz, mai proști decât ei înșiși, iar persoanele mai în vârstă vin în primul rând. Parcă eu eram altfel. În ajunul sărbătorilor mă pălea undor sfârșietor de mătușile mele și începeam colindul de-a lungul și de-a latul Bucureștilor. Bineînțeles, Andreea se afla în trecere, prea se nimerise în zonă ca să nu urce până la mine. Răgaz însă de o cafea scurtă tot avea cât să mă întrebe how do you do? I-am răspuns că I do bine și i-am pus pe masă plicul de la Moș Crăciun. O poziție moale, mulțumiri, sărutări. Nu mi-ai terminat povestea cu Cosmin, ce a fost până la urmă? A ridicat din numere, adică fleacuri. O coincidență tâmpită. La naie colegului Cosmin, adică venise un văr de la Cluj doar pentru 2 zile, nu știu ce probleme avea la minister. Tipul e asistent universitar la electronică. I-a ajutat la proiect și pe la 12 erau gata. După care, normal, s-au dus să sărbătorească evenimentul. Ei, știi cum sunt provincialii, când ajung în capitală încearcă să profite de orice minut. În fond, le făcuse treaba, nu puteau să-l refuze. În niciun caz, povestea ți-a spus-o spontan sau l-ai tras tu de limbă? El n-a avut curaj, că nu vroia să mă supere. Și l-ai crezut? Surde parșiv și mă citează. Îmi închipui că abia așteptam să-l cred. Am început să râd, va să zic că în loc de mamă, un văr, în loc de vizită de familie, un proiect, nu Timișoara, ci Cluj și așa mai departe. Andreea și-a arătat dinții care străluceau acum printre buze verzi. Știu de ce râzi, cred că ai dreptate, după câte se pare, nimic nou sub soare. Cu excepția nuanței de ruj. Vizita ei m-a înveselit. M-am dus la oglinda din dormitor și am încercat un ruj albastru. A naibii să fiu dacă îmi vine rău, pe cuvânt! Aici se termină ultima povestire din cartea Roman, Bărbații sunt niște porci. Sper că v-a plăcut la fel de mult pe cât mi-a plăcut și mie. Îmi cer scuze, a fost o mică eroare de editare și s-au repetat anumite pasaje, de aceea am făcut o micuță pauză mai devreme, încercând să găsesc rândul care urma în mod normal. M-a făcut să zâmbesc această povestire, într-adevăr, lucrurile sunt și vor rămâne
la fel de când lumea și pământul, nimeni nu va reinventa apa caldă sau roata. Toți, indiferent, ne vom îndrăgosti, vom iubi, ne vom certa, vom suferi la fel. Mi s-a părut extraordinar de actuală această povestire și este încă o dovadă a inteligenței ascuțite pe care o poseda regretata Rodica Ojoc Brașoveanu. Urmează alte povești, alte cărți, te stați liniștiți, continuăm, suntem de-abia la început, vă aștept să vă abonați la canal, vă mulțumesc din suflet în caz că ați făcut-o deja, un click pe clopoțel pentru a fi notificați la următoarea povestire care va apărea. Dacă ați rezistat până acum cu mine împreună, o să vă rog totuși să dați un like, eventual un share dacă doriți și să-mi lăsați un comentariu la film. Mă bucur extraordinar de tare când citesc comentariile dumneavoastră. Orice întrebări aveți, orice ați dori să aflați, cu mare drag vă răspund, nu am nicio problemă în asta. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag, de pe micuța minunată mea insulă La Gomera. Sper din suflet că nu fac greșeli de vorbire, nu mai vorbesc limba română de niște ani și câteodată gândesc în vreo 3 limbi străine și din păcate se mai întâmplă să mai sucesc câte un cuvânt. Îmi cer mii de scuze dacă se întâmplă asta, fac tot posibilul să depășesc momentul, ca să zic așa, și să nu se întâmple. Dar o să vă rog în avans, îmi scuzați micile defecte de pronunție în cazul în care se întâmplă totuși. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o zi minunată sau o seară cât mai frumoasă, dacă este seara atunci când ați ascultat povestirea. Și să ne auzim cu bine până data viitoare, cu mult drag, la revedere!